Astăzi s-au împlinit 5 ani de la dispariția unuia dintre cei mai valoroși fundași pe care a avut Steaua și fotbalul românesc. Fotbalistul care a câștigat 5 titluri de campion al României cu Steaua, 2 cupe și 2 supercupe, nu va fi uitat niciodată de clubul roșalbastru și de suporterii Stelei. Alături de soția lui Licinia, precum și alte rude, astăzi la comemorare au fost și colegii lui Didi de la Steaua, Iulian Miu și George Ogăraru, dar și coechipierii din generația de aur, Florin Prunea și Florin Răducioiu. Nu-mi vine să cred că au trecut 5 ani și de fiecare dată în mintea mea așa și în sufletul nostru al steliștilor, Didi este omniprezent. Ne gândim la el de fiecare dată cu bucurie și asta era el, un om bucuros. Într-adevăr, un coleg extraordinar, nu l-am avut foarte mult timp coleg, însă am avut o relație apropiată pentru că eram amândoi steliști și el împărțea lumea în steliști și restul oamenilor. Era o glumă de-a lui. Dar vedeți colegii de la echipa națională și de la celelalte cluburi cât de mult îl iubeau și faptul că au venit și astăzi aici la mormântul lui înseamnă mare lucru. A fost o bucurie întotdeauna, a fost un suflet fericit și cred că va rămâne tot timpul în memoria oamenilor așa. Cel poreclit Tătuca a trecut în neființă la doar 44 de ani, răpus de un infarct. Jucător foarte bun de rasă, un om deosebit, generos, făcea întotdeauna atmosferă extraordinară, într-un cuvânt, superb, un om superb. Păcat că ne-a părăsit un om de asemenea valoare și un fotbalist de mare calitate. Printr-o tot ce făcea, se făcea plăcut și crea o atmosferă extraordinară. Didi, acolo din cerul unde ești, Dumnezeu să te odihnească. Didi Prodan a avut numeroase prezențe cu Steaua în Liga Campionilor și a strâns 54 de prezențe sub tricolor.